povestea noastră. O poveste adevărată. O poveste reală. O poveste sinceră. O poveste cinstită. O poveste despre noi. Povestea noastră. O poveste adevărată, o poveste sinceră și o poveste reală. Cu această ocazie vorbim cu doamna Milița Neșiț. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua și bine ce ați venit! Doamna Milița, hai să ne povestiți cum a fost de vreodată pe vremea voastră când ați fost voi fată mică. A fost năcăjită când am fost fată mică. Am ieșit de sculță și flămândă și a fost după aratolă, ne-a luat tot, gen, și am avut și untură, și lână, și goge, cât din noi a rămas, numai puțin, că tot razrez, așa a zis după rat, ne-a luat tot. Și numai primăvara când vine, urzi și muguri de fag a mâncat, și știu, a fost sănătoși, dacă am ieșit de sculță la școală, cum să e primăvara, când se ia zăpada, cum se încălzește, tot de sculță până de brumă toamna. Ies la școală 4 km până la școală și 4 înapoi. Dimineața m-am la 4, m-am sculat de noapte, întâi am păscut oile și m-am dus la școală și când m-am întors, iar cu oile până seara. Câți frați ați fost în casă? Eu am fost singură, că mama mea a venit, s-a măritat după tata, el a fost gineri în casă, în alt sat și pe urmă de acolo a plecat, a venit și nu m-a luat-o pe mama și numai pe mine m-a făcut, am fost singură, n-am avut frați, n-am avut surori. Și școala ați avut în sat, în Plauna? Da, am avut școală până la clasa 8 și eu am avut mare fericire că nu m-ar fi dat ai mei în școli, că am fost sărași, m-am ispravit în clasa de 8, am ispravit în sat și deloc s-a terminat școala, pe urmă a trecut la Știubic, nu m-a rămas până la clasa de 4. La casa ați avut în sat, aproape de școală sau mai departe? Nu, departe, 4 km de la satul meu e răsfirat, nu e adunat. Și noi suntem mai la urmă, nu, de la mine e pădure, nu mai asta căș, să mă otărăs cu comuna Maidanului. Fiecare zi băteați 8 km? Da, 8 km în toată ziua. Și cum prin zăpadă? Și prin zăpadă, și prin gheață, și când e apa mare, și tot n-am avut nici școala hopche, cum acum n-am avut încălțămânce, numai așa, crețan și genunchi goi. Când cad pe zăpadă, că întâi în gheață și nu-i mă doare, pe urmă doare cât întâi, dar pe urmă nu-i mă doare. Nu v-a fost frică să mergeți singură? A, nu am fost singură, cum și am avut copii. Numai în clasa de 8 am mers singură, că toți a rămas, nu mai am mers în școli, Ponovit și eu am rămas singură în clasă de 8, deci am fost de 14 ani. Cum se distrau copiii pe vremea voastră? Ce se jucau?
A, Petrișeli, acolo, gengea ăla, pe Geapoarcă, pe Pitulat, Neptulam, așa ne-am jucat și după oi și pe drum mergeam și toate așa ne pitulam, pe urmă unii pe cată, unii se pitulă. Și unde se găseau băieții cu fetele? Cum era pe vremea aia? E, să vă spun ce așa, eu când plec, când mă duc în sat, eu acolo la o tufă și pun o floare după tufă și băiatul vine și vede dacă floarea, e un trecut, ia după mine, dacă nu e floare, el așteaptă până vede floarea după semnul însemnat după o tufă. Dar cum vă găsați, cum știați unul de altul, la nunți, la jocuri, undeva? A, șuțitori, nu am avut șuțitori, aia toată iarna. Toamna l-a curățat la cucuruț, dar am cules cucuruțul întreg și pe urmă făceam clacă, ajuta și clacă de tors și la cucuruț, dar și șuțitori. Întâi torșeam, am avut torșim tot și când pe urmă lăsăm furșile și haide la joc. Pă când face cineva acasă, atunci cheamă lumea, toți face și face o oră așa că se bată pământul. Nu îl bace cu maiul numai, noi jucăm și așa bacem, așa facem în casă pământul, bacem bine. Deci, practic, dragostea pornea de iarnă, de la șezători. Da, la șezători, dar pe urmă, pista vară, pe zambicile și oglindă. Am avut cu oglindă și băiați de pe altă munce acolo, unde pe pista râu, pe dincolo, pe dos, pe unde se ăla face cu oglinda când mă vede și eu dacă mi-e drag, el știu care, eu îi răspund iar cu oglinda, dacă nu, eu mă fac năroadă și nu... Era foarte interesant pe vremea voastră. Și pe urmă cum? Nunta? Apa, nuntă în părință să o face o goagină, să duc părinții și să vorbesc, dar dacă nu se înțeleg părinții și ei vreau să se împreune, ea fuge. Ea băiatul o fură și ce să facă pe urmă părinții? Când ea a drumit celălaltul și ăla l-a drumit cu ea, care mă e pe urmă? Nu aia nimă, mă răs-o dogea. Mai știți vreo melodie așa cum se cânta pe vremea bătrână la șezători? Multe cântece. Eu am învățat cântece multe de bătrâniață, că la întâlnirea satului, când ca învățătoare am fost și pe propoziție, acolo se cătau să-l cânce fără muzică, babe bătrâne, și eu am găsit așa babe care cântă, mă spune, eu nu pot să mi-e frică, spune, mă stă inima, spune, atâta când mă sui singură, numai să-mi ieși tu cu mine, să stai cu mine și eu mă uit la cine și cânt. Și de eu mă gândesc cum să stau acolo pe bine, să se râdă lumea de unde stau așa ca, cum zicem noi, cum zic sârbii, drăvenea Maria. Și chem pe un profesor să văd, dar pot eu să cânt și eu, să cânt cu ea, că să cântăm amândouă, că să o chem pe bine. Și eu spun, eu pe poți. Și atunci eu am învățat cântece de bătrâniață, am învățat fiecele cu școlari, am învățat cântece românești. N-am cucetat să vorbim, să-i învăț să vorbească, am cântece de priret, așa, de spectacol, am învățat atât, am străbătut la școlari să-i învăț să joace jocurile noastre și să cânce cântecele noastre. Ce tot se făcea la șezători? Cum pornește? Ăla care face șezătoare, el cheamă lumea și e și ăla întâi care face. Dar pe urmă, așa când șezătoare, toți la urmă, până nu pleacă toți, să știți că mâine sară la cutare obiște așa din glumă. Da, ce se făcea la șezătoare? Am muierli torc. Da, or se răsușesc, da, oamenii joacă cărțile. Și copii? Copii mica pinga fiece, pe din leșup, cheamă pe afară, ele fiecele ca au să duc pe
pentru ele pe afară și băieții așteaptă după colibă. Ce făceau acolo? E, pe mult întreb, acum v-aș să-ți spun, acum vrei să-ți scriu și fac. Hai să vedem cu școala. Unde tot ați mers la școală? Atunci, în vremea aia, mulți s-a cătat agricultură și învățătoarea mea spune tu, spune să te duci, spune să înveți, să te duci în școală de agricultură, că eu găsești să te servici pe urmă, să, că, când isprăviești ce faci. Și eu m-am dus am isprăvit în Bucova 4 ani, și m-am dus, am scris facultatea la Priștina, la Kosovo, și acolo m-am băgat să lucru, să lucrez acolo. Și eu m-am slujit cu șiptarii, cu albanezii. Eu nu i-am mărzit, n-am avut nici cu ei, am trăit bine și ei m-au voit toți. Și la urmă, când s-a făcut Prizren, mulți învățători atunci au fost cu, numai cu alte școli, cu agricultură, cu economică, cu tot, a fost ca învățători, că n-a avut învățători sârbi, așa a fost legea, nu poate sârb la albanezi să predea limba sârbă, moare să fie sârb. Și atunci m-a trămies în Prizren, eu m-am rugat rugăciune de ei să mă sloboadă, să mă trămiată în Prizren, și eu acolo am fost 4 luni, am învățat alea toate predmeturi și a fost de școală de învățători. Că de la alte predmeturi, chimie, matematică, toate s-a priznăit din școala agricultură, agricolă. Și 4 luni am fost acolo și apoi am fost la Diplomski și am fost învățătoare. Ama și tata meu se bolnăvește de paraliză și eu vreau să mă întorc. De-ai am fost 2 ani am lucrat ca învățătoare, am învățat copiii albanezi limba sârbă. De practic, erați învățătoare limba sârbă acolo? Da, limba sârbă, dar am avut și sârbii în sat, că acolo sat jumătate era sârbiesc, jumătate albanesc. Și noi doi dascăli, eu învăț copiii al sârbii, dar el învață pe albanezi. Și miercurea și vinerea, un șas după ce ispravim cu ai noștri, eu mă duc în clasa lui la elevii șiptari și învăț limba sârbă, dar el vine la clasa mea și clasa sârbă și învață limba albanesc. Prima dragoste, unde ați întâlnit-o? Pe mulți a fost acum pe care să-ți spun, nu mi-a fost numai unul, și am drag într-o vreme, mi-e drag de unul și odată zis, vetrește tot, nu mai nimic, ai pe urmă. Când era la mamă, fată? Când am fost la mamă, fată, scriam, cât am fost la școală, la clasa de 8, scriam cărți, așa. Și la băieți? La băieți, păi, și când trecem, nu, unul care al meu neam, familia mea, eu îi dau, el duce lui și el întoarce răspuns și așa. Nu ieșa băieții cu fetele atunci pe vremea aia? Unde ieșau? Cum se distrau? După oi, după vice, după duminica și la sărbători, toate fiecele se schimbau frumos și slobozeau vicele și băieții vin la ele. Care mai frumoasă, care mai bogată, mai mulți băieți au, care mai sărași, mai urâce, mai puțini ori nu e nima, să piasă, să vedea care... Mai țineți minte de prima iubire a dumneavoastră? Care a fost? Când a fost aia? Mai țineți? Nu, multe... a fost frumos atunci, atunci când am fost tineră și a fost și tot ama... a trecut toate acum, Da, dar mai știți de prima dată când erați îndrăgostit? Cum a fost? Când am fost drăgostită, când am fost în școală la Bucova, a fost unul
de la Cobișnița. El mergea cu mine numai când nu merg, când nu vreau alălalt, ce fie ce să meargă în oraș și la oră, cu aveam matine, așa să zic, și oră după amiață, așa să faceam și ăla, dar când ala la alții s-a uitat după alții. Mi-a fost pe urmă, mi-a fost mult în acas. Pe urmă, când eu n-am avut țoale, așa am fost îmbrăcată tot în țoale de la, ca la țărani. Așa, pe urmă, că pătai stipendie, bursă, da? Și am făcut și eu pe urmă fțoale frumoase și când el pe urmă vede că sunt eu frumoasă, când m-am îmbrăcat, când m-am rostit, pe urmă el după mine, și mi-a fost drag de el, mi-a fost în acas, că deși s-a uitat după altii când eu n-am fost îmbrăcată frumos și l-am lăsat, n-am vrut. N-ați rămas împreună? N-am vrut să mă mărit pe el. Și când v-ați măritat? Pe urmă, tata s-a bolnavit de paraliză și eu m-am gândit ce să fac, moară, să am grijă și ce m-aș de tata și mai să mă mărit după un dascăl, vece am fost ispravice de scaia de învățătoare și atunci zic că să mă mărit după unul care mai bătrânge cât mine, care mai că să vadă de părinții mii, că dacă mă uit, zicea o familia mea, o cei ca mea, zice, tu tatu după ăia frumos și sunt că ei nu se uită la părinții tii, nu mă uită ce tu după vreunul care să se uită la părinții tii. Eu am ascultat-o și așa m-am măritat după, nu mi-a fost drag și el, ce m-am măritat că să vadă de părinții mii. Ați rământ până în ziua asta împreună? Am rămas, am făcut copii, făcui copil și fată și pe urmă numai, am bavit cu politică aia, am găsit altce ocupat, m-am ocupat cu altcine și nu mai de dragoste nu mai m-am gândit la aia, am fost cu școlare, cu cultură, m-am bavit cu folclor, cu cânci și cu politică, cu toate. Și Gurgi a fost în comună Borului, n-a fost nici o organizație în care n-am fost eu. Mai țineți minte în câte clase la copii ați predat până acum? Nu m-am gândit așa. Pot să se vadă, 40 de ani, 4 luni mi-a rămas din 40 de ani cât am lucrat servici. Nu m-am abolnăvit, că a trebuit în iunie, când îi spravesc copiii, când iasă de la școală, să mă duc în pensie. Eu m-am abolnăvit la Polugoge, la jumătate de an, și de loc m-am dus în pensie. Mai vă cunosc copiii? Da, mă cunosc copiii, mă cunosc și părinții și copiii și singuri spun că acum învățătorii nu se grijesc atâta de copii cum am grijit noi și ei văd cum ei au fost părinți și au fost ai mii elevi și văd că a lor copii acum la școală cum nu e așa cum am fost, cum mi-am învățat eu. Nu mă laud, numai eu spun așa cum e asta exact. Și acum cu ce vă ocupați? Am o grupă de cântăriață, cânci și etno, așa cântăm cânci și de bătrâneață. Am cu pensionari că le-am folclor, joc. Am jucat de sacile ăștia, de întâlnirea satului, întâlnit cu satul meu în toate părțile, pe urmă să muțânară copii, numai asta copii, numai și satul meu numai... participant în întâlnirea satului, pe urmă am fost de Cobișnița, acum de Bucopș am jucat. Ce vă trage să vă ocupați, cu ce vă ocupați acum? Mi-e drag, așa, inima, mă trage inima să joc, să cânt și bași mi-e drag, așa, bași mi-e frumos și nu mă plictisez, mă distrag frumos. Ce să vă spun eu? Vă mulțumim! Cu plăcere, domnule!